Adela. Fragmente din jurnalul lui Emil Codrescu. Dramatizare radiofonică după romanul cu același titlu de Garabet Ibrăileanu. Bălțătești, 1890. O improvizare de bălci pe șoseaua care vine dinspre Piatra, trece prin mijlocul satului și se duce la Târgu Neamțului. O colină întinsă, tristă, pătată de câțiva arbori schilozi, ascunde munții dinspre apus. Lume multă care vrea să petreacă și nu știe cum. Doamnele ostentativ, fără treabă, umblând în rochii de casă, cu capul gol. Domnii cu gambete și șepci impermeabile trec de la poștă peste drum la hotel, înarmați cu alpă în ștocuri. Trăsuri, plictis odihnitor, muzică militară. Emil! Emil Codrescu! Bună! Bună, Timotiu! Ia te uită, ce bine îmi pare, nu ne-am mai văzut. De la universitate. Dă-mi voie să-ți prezint pe soția mea. Încântată de cunoștință. Să rămâine. Deci acestea sunt fetițele mele, cele 4 domnișoare. Pita, pita. Îmi pare bine, îmi pare bine. Unde mergeți? La Mănăstirea Neamțului. Nu vii cu noi? Nu. Dacă aș fi știut că vă întâlnesc, poate, da. Astăzi mi-am propus să urc până la Durău. Oh, solitar, incurabil. Atunci, cu bine și vacanță plăcută! Bine. Timotin, matematicianul ăsta nu îmbătrânește. Cu părul lui sărac și lins pe tic va rămas ca la 20 de ani. De altfel, și știința lui este eternă ca și obiectul ei. Și-l conservă. Ce mai scrie domnul Prizia? Ai luat Voința Națională? Palavă! Timotina avea dreptate. Cât despre mine, am rămas un solitar incurabil. Perne sub cap și țigările pe măsuța de alături, ca să-ți rămână spiritul absolut liber de corp și de griji și lectura. Se poate imagina o voluptate mai esențială. Diogene Laertios despre Epicur, apoi dicționarul. Ataraxie, apatie, frica de acțiune a omului lipsit de energie impulsivă, teroarea intelectualului de răspundere, prea lucid și prea preocupat de urmările faptelor sale. În curând voi avea 40 de ani. Nu mai sunt un început, o cauză. Devin tot mai mult o prelungire, un efect. Mă simt complet determinat. 40 de ani. Vârsta amintirilor și capitolărilor. Tinerețea. Plutirea pe un râu de munte cu mlădieri capricioase sub jocuri de lumini și umbre al pădurilor. Și după câțiva ani, alunecarea vertiginoasă între valuri uniforme, într-o lumină rece de toamnă spre apropiata prăpastie. 40 de ani. Ce urât și vulgar sună cuvântul ăsta. Ce dospit. Peste câteva zile, singur, prin munți, prin munții tinereții. Stabilirea itinerarului scoate din umbre imagini de altă dată. O noapte albastră deasupra Durăului în septembrie. Luna transfigurează totul. Luna, amica visătorilor, a romanticilor și a femeilor. Departe în singurătăți, munții cei din urmă, aproape nori încremeniți în glorie infinitului, răscolind din adâncurile ancestrale ale sufletului, spaime, mitologii defuncte. Culmile negre din vale târându-se spre picioarele muntelui colosal și mergând speriate în toate părțile și oprindu-se brusc, halucinate. Și în fundul prăpastii, iau trenii, aiurând clopotul de la schitul invizibil. Și imagini fulgurante, o clipă din istoria sau poate din preistoria vieții. Într-o trăsură mică, la marginea unei păduri negre, eram copil, eram cu tata. Sunt imagini de vis, crâmpee din derinul figurilor din copilărie sau fragmente din viața unui înaintaș înscrise în nervii ascendenței, luptând să iasă în lumina conștiinței. Azi se împlinesc 36 de ani de la moartea mamei. Când voi dispărea și eu, va fi murit și ea complet în univers. Privesc fotografia. O fată înaltă, cu părul castaniu și ochii căprui. În cursul vieții, imaginea rămânând aceeași a variat odată cu punctul de privire în care mă mutau anii. La 20 de ani, soră. La 40 de ani, fiica. Pasiunile tinereții au venit și au trecut, dar în adâncul sufletului, dragostea pentru imaginea fetei moarte a rămas aceeași. Și uneori când mă simt singur și nefericit, după ce am ostenit și îmi răsfoiesc catalogele și pe Diogene Laertios, mi se pare că fata aceea, mama, mă privește cu grijă și duioșie, aplicată peste o balustradă ideală din spații interplanetare. Adela! Domnișoara Adela! Iartă-mă, iartă-mă, nu pot să spun doamnă. Emil, dragul meu mentor, ce mult mă bucur. Deși să știi că sunt un pic supărată pe mata. Uite, nici ar trebui să-ți vorbesc. Adela, da, Manda. Da, Manda. Știi, sunt în Bălțătești de 2 zile. Cu mama și cu coana Anica. Trebuie să vin neapărat să ne vezi. Nu mai încape vorbă. Am adus și pianul. Am să-ți cânt. Îți amintești? Ca atunci la Vornicei. Ce mai face, doamnă? E bine, îmbătrânește. Și dumneata tot așa de mult fumez. Adela n-a fost o simplă cunoștință. A fost prietena mea. Chiar dacă diferența de vârstă dintre noi și-a pus amprenta asupra acestei prietenii. Nu ne-am văzut de 3 ani. De ce nu mi-ai răspuns atunci la scrisori? De ce? Nu eram singur, aveam nevoie de sfatul dumitale. Ah, doctore Adela, dacă nu mai îmi scrii, nu-ți mai scriu nici eu. Am impresia că vorbesc singură. Nu înțelegi. Cum să-ți explic? E de vină abulia mea, neputința de a trece de la o stare la alta. Amânase momentul pentru redactarea misivei și pe urmă îl amânase mereu. Așa sunt eu. Ori citesc o noapte întreagă, ori nu citesc nimic. Ori vizitez pe cineva până la sațietatea lui și a mea, ori nu-l vizitez deloc, compromițând sau chiar lupând legăturile vechi. Și pe urmă, starea asta fusese agravată de conștiința linei. Pentru o vreme mi-ar fi fost cu neputință să-ți explic tăcerea mea, așa ca să înțelegi și să mă absorbi. Ah, Adela, Îi devină obișnuința asta mea de a tăia firul în patru. Știi că am divorțat? Da, am aflat. Știam. Suferisem chiar din cauza asta. Ori de câte ori se căsătorește o fată plăcută dintre cunoștințele mele, mi se pare că sunt furat. Și suferise mai mult pentru că Adela făcuse pasul cel mai important din viața ei, fără măcar să mă fi prevenit. Pe soțul ei îl ignorasem. Pe urmă am auzit că se despărțiseră imediat după căsătorie. Emil, mon cher maître. Îmi pare rău, Adela. Foarte rău. Pentru că atunci purtarea mea a fost incalificabilă. Pe urmă am avut un sentiment de chinuitoare rușine datorită înstrăinării dintre noi. Nu e asta principalul. Dar nu pot să-ți ascund că îmi pare bine că ai suferit. Măcar atât. Da, să nu mai vorbim. Să punem cruce. Ai să vii pe la noi, nu-i așa? Ai să vii. La revedere. Hai să vii pe la noi. Hai să vii. Prietenia noastră a început când, cu mișcări în intenție ei ascunse, ca să nu bag de seamă, dar foarte laborioase, mi se suia pe genunchi și scotea ceasul din buzunar, marea ei pasiune, și îl remonta în toate felurile, apoi îmi aranja cu o minuțioasă fantezie mustața și părul. Adela, mă iubești? Te iubesc, te iubesc. Tare? Tale, tale de tot. Gelița, coca, puica, rățușca, ți-am adus portocale. Copalaie. Uf, domnule Emil, iar o răsfeți. M-a ta întors capul fetii. Da, dar și ea pe al meu. Atât de mare. Stai acum, să te ridic și eu. Hai. Ticamale. E acum fetița trebuie să meargă la culcare. Nu vreau. Ba da, mergem, Adela, hai. Ba nu. No. Îmi spui o poveste. Mai încape vorbă? Pe aia cu mosnagul și baba. Pe aia. Hai să te duc în brațe. Copiii trebuie să meargă la culcare. Stăm cu minți în pătru. Acolo spunem și povestea. Să punem pijamaua. Ne așezăm cu minți. Ne așezăm cu minți în pătru. Punem pijamaua acum. Tragem plapuma. Unde e Adela? S-a ascuns. Adela! Acum ascultă. A fost odată. În vara, când a fost bolnavă de scarlatină, am vegheat adesea la patul ei, în calitatea mea de student în medicină. Atunci, în timpul convalescenței, am învățat un cântec, care a avut un rol însemnat în prietenia noastră de mai târziu. Prietenia noastră a durat până la vârsta de 8 ani, luând forme diverse. Când, după o lipsă de 7 ani, am petrecut iarăși 2 veri la Vornicei, Deluța era o domnișoară în toată puterea cuvântului. Devenisem mentorul ei. Îi dădeam cărți, îi recomandam anumite pasaje. Ca și altădată făceam plimbări lungi, călare. Monșor, metru, de ce mă da chinezi? Nu pot să jur. Bag mâna fămă tânără, te place. Care tânără? Las că știi tu bine. I-ai cântat la pian toată seara. El te acompania din gură. Jonii ăștia cu părul numai inele. Glumești, nu-i așa? De ce să glumesc? E și firesc. Acum ești domnișoară, mâine, poimine, te măriți. Hai să mă părăsești, dar în firea lucrurilor, draga mea. Și hai să-l uiți pe bătrânul tău, amic. Tu de ce vorbești așa? Vrei să-i spun că nu-l pot suferi pe tânărul acela? Vrei, spune? Adela, tata, mata, ce faci, plângi? Hai să alergăm până la Răstoacă, să vedem cine ajunge mai înainte. În avant! Adela! Lasă-mă, ai trișat. Ai fi putut să mă întreci. Spune-mi, De ce vrei mereu să mă mărit? Nu vreau eu, dar toate fetele se mărită, nu? Uf, iar a prins sigara. Desigur. Ce importanță am eu pentru mata? Ce importanță? Nu mai suntem prieteni? Prieteni? Te porți cu mine de parcă aș fi un copil. La dada Mada. Crezi că dacă n-am avut noroc să mă nasc cu părul brumat? Însă, Adela, nici eu nu m-am născut cu părul surd, dar mă rog, nu-i vorba de asta. Pentru mine ești un copil. Trebuie să mai crești. Să mai cresc? Nu vezi ce înaltă sunt? Crezi că ești mai înalt ca mine? Cred. Hai să ne uităm în oglinda apei. Hai să ne uităm. Vezi? Da, văd. Ești foarte frumoasă. Dar abia mi-ajungi la umăr, uite. Nu e adevărat. Sunt cât mata. Ai sfârșit aproape. Stai o clipă. Am să-mi împletesc o coroniță din flori. Acum, ce mai ai de spus? Că ești ca o mică prințesă. Vai de prințul care o să cadă fulgerat. Prinții nu cad fulgerați de copii. Viața m-a îndepărtat de mica mea prietenă. Am plecat în străinătate pentru vagi studii comparative. Au urmat scrisorile, tăcerea mea nejustificată, căsătoria ei. La puțin timp după aceea, divorțul. Și acum, după 3 ani, reîntâlnirea cu Adela la Bălțătești. Adela e la fel ca înainte, înaltă, puțin mai înaltă decât atunci. A crescut. În seara asta n-am chef să citesc din Diogene Laertios. De ce o are? Adela. E la fel de frumoasă. O licăire de zâmbet în ochii albaștri, cu fruntea acoperită pe jumătatea stângă de para de păr blond. Nu i s-a schimbat nici expresia copilărească a feței, nici mișcările naive și repezi, nici glasul încet și voalat cu care parcă destăinuiește secrete. Numai trupul i s-a împlinit. Tinerețea beneficiază de toate, chiar și de trecerea anilor. Îți place? Îți place ca și atunci? Da. Ce vrei să-ți mai cânti? Orice. Acum e rândul tău să alegi pentru bătrânul tău prieten. Bătrân? Ți-amintești? Atunci când ne-am privit în oglinda iazului, ți-am spus că am părul brumat. Dacă atunci era o cocheterie involuntară, acum începe să capete o justificare cronologică. Dar nu e așa. De ce îmi spui mereu asta? Și am să-ți dovedesc că n-ai drept. Adela, dar nu-ți dai seama că peste 10 ani am să fiu moșneag? O, Doamne, dar și eu am să fiu bătrân atunci. Spui asta ca o consolare. Tu peste 10 ani ai să ai abia... Termină, te rog. Da, iartă-mă, iartă-mă, ai dreptate, e stupid. Nu fac altceva decât să vorbesc despre mine și despre tinerețea mea pierdută. Haide, cântă mai bine ceva. Nu mai am chef. Dar ce stați pentru noi? Mama. Să vă aprind lampa. Firele jurnalului au ajuns adevărate foi de observație. Îmi iau pulsul și temperatura de câteva ori pe zi. E cel mai bun mijloc de a deveni bolnav și de a agrava o afecțiune contractată. Pentru ce s-a supărat când îi spuneam că sunt bătrân? A simțit că mă lamentam din regretul că sunt prea bătrân pentru ea? A crezut că vreau să-i zădărnicesc un gând? O contrariam în ceva? Și iată-mă arunecând în cea mai ridiculă fatalitate. Oh, ar fi lamentabil să mă îndrăgostesc, chiar dacă aș avea cu 10 ani mai puțin. Experiența trecutului este concludentă. Știința, suferință, zicea un filozof al lui Diogene Laertios. Experiența trecutului. Emilica, cu coada pe spate și breton galben pe frunte și cu șorțul negru de elevă peste rochia cenușie. Avea 10 ani, ca și tine. Treceai pe poarta școlii, priveai de 2 ori pe zi, înfrigurat de emoție. Credeai că te privește tot universul. Într-o iarnă a murit de anghină. A fost singurul amor curat. La 16 ani a fost Leonora, de 19 ani, brunetă, suferind de un ușor strabism care dădea veșnic un aer de îngândurare. Visai să o salvezi din gheară vorba întins prin codru. Leonor a fugit cu bărbatul sărăviei, în sfârșit jalnic. La 19 ani, Eliza, înaltă, fragilă, cu păr galben, cu gele lungi și cu ochii negri. Aceleași planuri de viață, aceleași răspunsuri la întrebări. Pentru totdeauna, Eliza? Da, pentru totdeauna. Plecarea în străinătate la studii, scrisorile ei. Iubitul meu, mi-e tare dor, te aștept cu disperare, mi-e dor, dor. Moartea ei. După epoca romantică, epoca realistă la Viena. Femeia aceea cu părăra de viu, cu luciul de foc, parcă reflexa ale temperamentului ei arzător. Tu nu vezi că te iubesc. Nu pot să trăiesc fără tine. Da, nu mai putem trăi unul fără altul. Mâine sunt femeia ta. Așteaptă-mă la oră. Dar ea aparține altuia, unui om mult mai în vârstă, un paralitic. Și drepturile lui conferite de lege, consfințite de societate, sfințite de popi, au triumfat până la urmă. Ne-am despărțit. În sfârșit, epoca cinică. Femeia e femelă și nimic altceva. Femeia cu maximum de iritabilitate protoplasmică, fără nume. Și de-a lungul întregii tinereți, Elvira, fină și delicată, cu frumusețea ei abstractă, care te-a torturat cu suferința ei tăcută și desuetă. Am suferit destul. Și acum? Nu iubesc și nu vreau să iubesc pe Adela. Nimeni nu iubește când nu speră măcar inconștient să fie iubit. Și la vârsta mea. Dar nu ești. Ba da, pentru tine sunt. Nu sper și nu doresc. Dar existența ei a început să-mi neliniștească inima. Și ea știe. Zâmbetul ei din unele momente, amestecând cântători de duioșie și ironie, nu-mi lasă nicio îndoială. N-ai vrut să mergi cu mine la Piatra? Răule! Da, din cauza asta nu m-am dus la Piatra. Diseară am să mă întorc. Ai să mă aștepți? Nu, nu, nu! Și totuși am așteptat-o. Simțeam că nu pot altfel. Prietenia pe care o simțeam pentru ea era născuse și creștea. Creștea sprijinită de amintirile copilăriei, pe precocitatea ei intelectuală și pe tardivitatea mea afectivă. Ai văzut vreodată ceahlăul din dealul Balaurului? O colosală miniatură a lui însuși, un bibelou uriaș, cu subiectul ceahlăului. Nu-mi închipui ce trebuie să... La mănăstire, starețul ne-a făcut o primire foarte bună. Pe nevastă sa n-am văzut-o decât o clipă, în neglijă, jupon, camizol și părul în papiote. E o brunetă foarte picantă. Oh. Nedeprinsă să dorm în chilie, am profitat de ocazie și m-am cultivat. Am citit toate articolele, toate telegramele, toate anunțurile din jurnalele cu care erau împachetate cumpărăturile. Vreți să-ți povestesc? Nu. Dar ce e cu dumneata? Ești trist? Eu nu, deloc. Nu te bucur că mă vezi? Desigur. Fumezi? Știi câte țigări ai fumat până acum? 5. Ia auzi. Pitalacul. Petpedacul. A răsărit nu ceafărul. Steaua nebună. E târziu, trebuie să te lasi, ești obosit. Mai stai. Vino aici, lângă mine. Așa. Știi, mon cher maître, mi-e frică că te plictisesc. Dumneata, ești teribil de deștept. Ai citit atât de mult. Eu am fost o elevă silitoare, am încercat, dar cărțile n-au reușit să mă intereseze. Adela... Te-am dezamăgit, nu-i așa? Îmi place crangă și tartaran. Mă liniștește când sunt supărată, când am griji sau când e bolnavă mama. Mi-ai promis că ai să-mi dai să citesc Turgenev. Da. Cineva mi-a spus că Turgenev se apropie de femeie ca de un sanctuar. Da, femeilor nu le place să fie tratate cu genuflexiuni și cădelnițări. Chiar când tămâia e de cea mai bună calitate. Nu suntem sanctuare. Și Adela au venit astăzi să-mi vadă casa. Bună ziua! Bună ziua, domnule! Sărămâinile! Sărămâinile! Poftiți! Ah, mulțumim! E cam strâmb la mine, nu? Cu ce să vă tratez? Nu. Să vă fac o cafea? Nu, nu e nevoie, dragul meu. Am trecut așa, într-o doară. De fapt, Adela... Vrei să te roage ceva? Da. Mai târziu, mama, mai târziu. Nu se intră așa în subiect. Întâi să vizităm sanctuarul. Ah, uite-o pe coana Anica. Doamne, ce nebună ești, Adela. E portretul filozofului Schopenhauer. Ah, domnul despre care mi-ai spus, mon cher maître, la Vornicei că ne făcea proaste, mincinoase, pocite și cu bustul mai lung decât picioarele. Și că nu avem altă treabă decât să prindem bărbați în capcană. Acum înțeleg de ce avea ciudă pe femei. După cum arată, nu ți-ai fi pregătit niciuna vreo capcană. Hai, ce cură ai, draga mea, te rog. Ce să fac, mămucă? Ah, iată și biblioteca. Îmi dai voie să văd cărțile? Biblioteca e în proprietatea domnului Tăpșulea, gazda mea. Nu nimic, sper că nu o să se supere. Nu, cum se supere? Gramatica de... aritmetica de... Uite și poezii. Poezii elegant undite, adică pescuite, în comoara inimii de Carol Scott. Militar și poet. Adela, ești o comoară. Ia ascultate aici. Dă-mi pace. Da. Ce-i asta? Ai, ce minune. Și cântă. Îți place? Da, e un ceas boata misic. Te rog să primești în dar această jucărie. Vai de mine, miraculoasă. Da, nu se poate. Da, nu se poate. Te rog. Adela, îți mulțumesc. Da, nu o să-ți pară rău până la urmă. Adela, te rog, draga mea. Să-mi pară rău. Ea nu știe ce voluptate este a dărui unei femei. Ai da, a o face din actul acesta simbolic puțin a ta. Faptele statu quo. Un piept a început să-mi viscolească vifore. A fost fatal predestinat. Acum 3 ani Adela nu mi inspiră nimic. Când am văzut-o aici la Bălțătești, ideea că între timp a devenit femeie a stârnit totul. De fapt, venisem să te rog să mă însoțești până la Târgu Neamț. Am de făcut niște cumpărături. N-ar trebui să merg. Singura salvare încă posibilă ar fi absența. Napoleon spunea că victoria cea mai sigură în amor este fuga. Știi, a murit pe pedacul nostru. Al nostru. În sumare, într-un singur tot a existenței ei și a mea. L-a mâncat o mâță. În grădina noastră se adună toate mâțele din Bălțătești. Săracul. Poftim. Asta e tot ce mi-a mai rămas din el. Un mănunchi de pene. Latona angelicată. Niciodată cuvântul înger nu s-a potrivit unei trecătoare apariții umane ca acestei ființe într-adevăr angelice. N-am fugit. Am însoțit-o la Târgu Neamț. I-am arătat Văratecul răzlețit sub soare, faldurile munților în care se ascunde Agapia, misteriosul pleș exilat în marginea zării. Am privit apoi cetatea Neamțului, apoi Vala Văzanei șerpuind în curbe grațioase ca niște șolduri de femeie. Pe bazarul, făcând cumpărături, selecționând metodic, târguindu-ne rezerv. Uite ce vă putem oferi, da? Și am o plăcere. Avem și o gabardină foarte frumoasă, dacă vă interesează. Aici în raft avem o măcasă de chină foarte frumoasă. Uite culoarea mov, barbenit. Eram fericiți. Adela mi se atârna de braț. Îi sărutam mâinile. La întoarcere am făcut elogiul prietenirii, apoi un curs de astronomie sentimentală. Stătea sprijinită de omărul meu și avea înfățișarea deprimată, ca orice om când e somn. Degetele ei amestecate printre ale mele era o senzație nouă, mai tulburătoare decât a mâinii ei pe buzele mele. Atingerea mâinii Adelei îmi răspândea în suflet o travă. În realitate nu mai simțeam omul cu părul brumat. Problema încetase pentru că întunericul mă oprea să văd fața Adelei, oglinda în care, prin contrast, înnumăram ani. La prima casă din Bălțătești, farmecul s-a destremat. Adela? Adela? Da. Am ajuns. Am ajuns? Da. A fost minunat. Ți-a fost frig? Nu. Să nu răcești. Cum puteam răci când temperatura era atât de ridicată? Temperatura? Nu înțeleg. Mon cher maître. Atunci, pe mâine. Pe mâine. Ți-a fost frig? Deloc. Nu știi că femeilor nu le e frig niciodată? Și la un moment dat, privindu-mă serios și fix, a plecat încet capul, schițând gestul care înseamnă: da. Ce-a vrut să însemne daul acesta? A fost cu adevărat? Sau mi s-a părut? Adela, de ce ai dat adineauri din cap? Ce ai vrut să spui cu asta? Nu știu despre ce vorbești. Ba știe, jur că știe. Nu mai înțeleg nimic. A fost un semn pentru mine? Sau a fost numai un gest al gândurilor ei? Adela mi-a spus că o iubesc. Știam că ai să vii astăzi dimineața la mine. Doamne! La mine. Dumnezeule! La mine. Ea știe. La mine. Și nu mă respinge. E limpede ca lumina zilei. Dar ar trebui să te măriți. Știi, o femeie singură, divorțată... Catehismul ăsta burghez e insipid, dar ar trebui să te măriți. Poate. Poate. Nu cumva un bărbat cu care s-a înțeles, un amant, un bărbat care face cu ea tot ce vrea, e odios. Un amant e o realitate teribilă, incomparabilă, mai îngrozitoare decât un soț. Nu e imposibil. O femeie care iubește pe un bărbat absent nu e în dispoziție sufletește la Adelei. Și totuși... Scumpul meu mentor, mi-ai dat să citesc Război și Pace. Vreau să te întreb ceva. Crezi că prințul Andrei e gelos pe Anatol? Nu, nu cred. Cred că nu. Mie mi s-a părut că e gelos. Cu toate că n-are motiv. Gelos? Semăn cu prințul Andrei? Nu știu. Și pentru ce mi-a spus-o? Ca un argument ca să-mi placă prințul, ori ca un motiv că prințul îi place ei? Oricum nu-mi place să împart simpatiile ei cu nimeni. Nici cu un alter ego al meu. Nici chiar cu mine însumi. Nu vreau să țină la calitățile mele, ci fără niciun discernământ la mine. Te iubesc fiindcă ești bun, te iubesc fiindcă ești frumos, o iubire acordată ca un premiu pentru calitățile estetice, morale sau intelectuale. O iubire pe care o poți justifica, nu e iubire. Și totuși știe că nu vreau nimic de la ea, că nu urmăresc nimic, că nu trebuie să urmăresc, că nu se poate. Ce ploaie! Nu putem să ieșim din casă. A devenit unică. Credem că am pierdut întotdeauna facultatea de a uniciza o femeie. Începe să-mi fie scumpă cea ei. Ușoara asimetrie a gurii când zâmbește. Te plictisești cu mine, nu-i așa? Parochile ei, mantia, galoșii ei, mici, adorabil. Și săculețul ei, bătesta mutătorită de mâinii ei pe care o respir. Hai să vedem picherele, să vezi cât sunt de elegante și proaste. Sufletul mai ales să-l iubesc. Ea respiră numai viața, candoarea vieții, căldura vieții, spontaneitatea vieții. Prezența ei anihilează totul. Așa, mai sus și mai sus. De cât eram mică, vreau să mă dau în leagă. Așa, mai sus, hai fi cavaler și ajută-mă să zbor sus, sus de tot, ca la Vornicei. Așa, ți-o aduce aminte? Da. Acum lasă-mă în voie. Nu. Da, da, așa, gata, gata, gata. Te-am obosit. Da, da, ești palid. Acum sunt mai grea ca la Vornicei. Am crescut, Emil. Am crescut. Rebeliune și lașitate la Mănăstirea Neamțului. Singur. Ce am vrut de fapt? Să-mi apăr libertatea și independența față de Adela? Să fug? Adela. La ora asta se desigură în ceardac, pe scaunul ei pliant, cu șalul împletit pe umerii largi, cu ochii pe jumătate închiși, gândindu-și azorul printre genere lungi. Ochii ei albaștri. La mănăstire, unde jun călugăresc în tovărășia soților Timotin și a doamnei Matilda Ionescu. Privești de comparație și scurte meditație asupra femeii. Acest miracol de neînțeles. Îți amintești de dascălul de greacă? Original tip și totdeauna buf! Drag, nu mai bea atât, o să-ți facă rău. No. Știi că ai o sănătate șură. Doamna Jenny Timotin pare încă îndrăgostită de soțul ei. Nimic frumos în figura ei, nici măcar ochii, deși neînchipui de vii. Dar femeia aceasta este printre acelea pentru care problema frumuseții nu se pune. Dar pe cel de matematică, AC plus BC, adică AC plus BC. El explică la tablă și noi jucam când sau citeam romane proaste. Da, câtă putere de jertfă e în femeia aceasta pe care domnul Timotin, în opacitatea sa, nu știe să o prețuiască. Doamna Matilda mai dorește puțină salată? Mulțumesc, domnule doctor. Doamna Matilda Ionescu, femeiușcă, timidă și afectoasă, cu părul bogat și negru, cu un aer băiețesc. Era plăcută, desigur, dar câtă diferență! Existența Adelei dispărută din conștiință pentru câtva timp îmi reveni copleșitoare și dureroasă. După masă facem o plimbare, nu-i așa? Mergeți și dumneavoastră cu noi, domnule doctor. Da, mai încă pe vorbă, doar nu să stea singur aici închiriat. Îmi pare rău, trebuie să plec. Așa curând? Ce păcat. Dar nici n-ai văzut bine mănăstirea, împrejurimile. Te-ai amuzat bine? Da. Închipuiește-ți că mi-ai lipsit. Mi-ai simțit lipsa? Și cum a fost? Minunat, minunat. Știi, am întâlnit acolo și câțiva prieteni. Familia Timotin, un fost coleg de școală. Asta o soție, excepție. Câtă sensibilitate, câtă distinție și discreție. Un exemplar feminin de lux. Din păcate, soțul ei nu o merită în destul, din lipsă de competență. Închipuiește-ți, biata femeie. Da. Apropo, când ai să te duci la Agapia? Ce să fac la Agapia? N-ai să vizitezi Agapia? Draga mea, la Târgu Neamț n-am fost în vizită, ci pentru o afacere, așa cum ți-am spus. Credeam că în vizită. Unde-mi e capul? Acum mi-aduc aminte, uitasem. Credeam că ți-ai inaugurat programul de excursii și vroiam să te rog să-mi faci un comision. Să mergem la mama. Nu se simte prea bine. Adela. Adela, așadar, ai înțeles perfect strategia mea ratată și mai pedepsit. Asta înseamnă că nu sunt indiferent. Nu sunt total indiferent. Ce? Hei, domnișorule, v-am adus ziarele. Mulțumesc. Să ne poftiți Universul și Voința Națională. Respectele mele nepoatii matale, domnișoara Adela, cea mai frumoasă domnișoară din țara Moldovei. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Criza, paroxismul crizei, o lovitură de pumn în inimă când apare, paralizia inteligenței când mă atinge din nebăgare de seamă, senzația căldurii ei fizice de la distanță, fiorul pe care mi-l dă cuvântul Adela. Un șermetru. Da. Întreaga logică mi-e viciată de conștiința celor câțiva ani peste cei care permit asemenea jocuri. Conștiința celor 20 de ani ai ei și 40 de ani ai mei. Un șermetru. Abuzul involuntar de analiză, boală veche și incurabilă. Nu mai pot înțelege nimic. Mi-e cu neputință să mă descurc. Nu știu, maestră. La ce visezi? La nimic, la nimic. Mă gândeam la o floare despre care am citit într-o carte că înflorește numai odată la 100 de ani. Floarea reginei. Ești sigur că există o asemenea floare? Dragă maestre, maestre dragă, dă-mi brațul. Hai, vino să ascultăm cosașii. Nu, Adela. Tu vei rămâne pentru mine numai stânca pe care crește floarea reginei, atât de apropiată că poți distinge micile steluțe catifelate și totuși inabordabilă ca o planetă din cauza prăpastiei care se desparte de ea. trebuia să facem excursia aceea la Văratec. Dar de ce? De ce, maestru meu drag? Te-ai îmbolnăvit. Poftim, nu vezi? Termometrul arată... Te speriare să-mi treacă. Pune-te rog șalul ăsta pe tine. Hai și ia. Ia medicamentul. Așa. Ți-aduce aminte cum ai îngrijit și atunci, în copilărie? La, da, da, ma, da. Adela. Știu. N-am voie să vorbesc, nici să cânt. Acum încearcă să dorm. Eu am să stau în cerdac și am să veghez. Ești foarte bun. Ești prea bun. Și să nu-ți pară rău de excursie. A fost minunat, minunat. Ne-a arătat ceahlăul. Vântul suna în brazi, luna arginta potecile. Pământul a șternat flori suave sub pașii tăi. Ah, Emil, de ce ești numai spirit și faci declarații de iubire numai lumii? Adela, aș vrea să nu se mai sfârșească noaptea asta niciodată. Este să-ți iau temperatura. Cât? Oh. Da, e în ordine. Nu mai e febră. Deschide fereastra. Știi, cred că ai inventat boala asta. Da, da, o singură indispoziție ca să mă poți trata ca pe o convalescentă. Nu știu că așa. Azi dimineață am citit un pic din Război și Pace. Romanul a început să devină trist. Nimic din ce făgăduia încântător nu se realizează. Așa e și viața? Da, așa e și viața. Pentru că nu aduce de obicei decât tristeți. Vremea face gol în jurul nostru, ne depărtează de ființele scumpe, ne îmbătrânește. Dar ziua aceea frumoasă pe munții Văratecului ne-a adus-o tot vremea. Da, sunt zile care vin prea târziu, ca o grațiere pe care a aflat-o un osândit în ultimele lui clipe de viață. Comparația nu e bună, pentru că după aceea au venit și zile frumoase. A, zilele bune se isprăvesc și melancolia e cu atât mai amară cu cât zilele vor fi mai frumoase. Vremea nu obișnuiește să fie mistificată. Dar în viață lucrurile nu se isprăvesc întotdeauna ca în Război și Pace. Uneori, cei care se iubesc fug și se căsătoresc în secret. Și sunt fericiți. Sunt fericiți toată viața. Pentru ce scriitorii cei mari nu-i lasă pe vieții oameni să fie fericiți? Pentru că operele care se isprăvesc cu triumful binelui și fericirii sunt false. Sunt false pentru că contrazic realitatea și desmint experiența omenirii. Sunt imorale pentru că creează iluzii zadarnice și sunt lipsite de interes pentru că toate fericirile sunt la fel, cum zice Tolstoi. Și fericirea din viață e tot atât de urâtă ca și cea din cărți. Eu cred că există în viață și fericire adevărate. Și ar fi putut urma și zile frumoase. A spus să ia cuvintele astea și ar fi putut urma și zile frumoase. Nu, mi s-a părut. Sau dacă a spus, a glumit. Vibrează în ea ceva pentru mine cu adevărat. Dar pentru ce? Pentru ce glumește mereu? Iubirea nu glumește. E gravă. Ah, și melodia asta din Carmen e ca un geamăt de iubire. E ca un geamăt de iubire. Muzica ori nu e nimic, ori ține de sublim, ca tot ce zguduie adâncurile insondabile ale ființei noastre, ca tot ce exagerează durerea de a trăi. De aceea orice muzică, chiar și un vals, dacă mișcă profund, tristă. Da, asta e filozofia celor 40 de ani ai tăi. flămânză cei 20 ani. Știi, trebuie să plecăm mâine. Mâine? Da. Mama a primit o telegramă. Afacerile moșiei. Ultima zi. Ultima. Trebuie să împachetez toate astea. Nu-mi săruta mâna. E plină de praf. Hai să stai cu mine 2 ceasuri, ca să-mi ții de urât. Dacă n-ai ceva mai bun de făcut, vrei? Adela. Da, diseară o să facem o plimbare de adio. Lungă, lungă, lungă. Ce-i în mână? Biletul pe care l-am primit de la tine. Iubitul meu prieten te așteaptă. A? Ce pot să fac? Dar n-ai să pleci, mata, în curând de aici? Nu, nu-i vorba de locul în care am să fiu și nici de singurătatea materială. Ce pot să fac? Da, ai dreptate. Cât ai să mai stai pe aici? Peste 2 zile plec la București și peste 5 la Viena. Eram convinsă că, în sfârșit, ai să-ți execuți programul de excursii în munți. Și-mi pare rău că nu pot să te însoțesc și eu. Pentru prudență m-aș fi dat drept sora matale. Dar de ce ai renunțat la excursii? Mata, nu vrei niciodată ceea ce vrei. Se ține mereu după noi decât la timp. Aici, la Văratec, nu mai suntem singuri. Da. Ne urmărește. Să fim prudenți. Hai să-mi scrii. Ce să-ți scriu? În viața mea nu se petrece nimic. Bine. Am să-ți scriu. Uite lacul. Parcă vine spre noi. Ești o barcă pe el. Adela. Știi, am pentru tine... Nu știu cum să spun. Da. Am un sentiment foarte curios. Adică bun de pus la muzeu. Nu. De ce glumești? Am o nesfârșită prietenie pasională. Hai să ne întoarcem. Adela. A ridicat privirea. Îi simțeam respirația aproape, parfumul fierbinte al frunții ei. Îi simțeam căldura trupului întreg. Nu i-am spus nimic. I-am luat mâna. I-am scos mânușa. Aveam sentimentul că o dezbracă puțin. I-am sărutat mâna multă vreme, când pe o parte, când pe alta. Apoi i-am sărutat încheieturile degetelor și, dându-i în sus mâneca îngustă a pardesiului, i-am sărutat brațul. I-am sărutat mâna și brațul ca un amant. Nu i-am spus clar că o iubesc, deși ea a făcut tot ce putea ca să-mi provoace destăinuirea. Așadar, din motive de înalt ordin moral și sentimental, imposibilitatea de a crede că o femeie ca ea mă poate iubi, frica de a nu o putea face fericită, care deghizează poate o lașitate, m-am comportat rezervat, ca un prieten pasionat. Și atât. Și în sfârșit, repurtând cea mai mare victorie asupra mea de când exist, i-am lăsat din mână mica bradă. Bună seara! Am șoptit. Bună seara. Și m-am despărțit de dânsa cu un sentiment de fericire, de durere, de rușine, de triumf, de spaimă. Și cu o revărsare de tinerețe în piept, am apucat spre Văratec. Fosta n-a fost, sau a fost vis. A plecat cu câteva minute înainte de ora 10. Gata, Coniță! Să rămână, Coniță! Rămâneți cu bine, dragii mei! La revedere, domnule Emil! Adela! Mi-a pus încheietura mâinii pe gură. Mănușa pe care i-am scos-o aseara. Și apoi, fulgerător, s-a aplecat cu buzele pe mâna mea. În acest moment început trecutul. Fulgerați de copii. De ce nu mi-ai scris? De ce? Am avut impresia că vorbesc singură. A murit pe pedacul nostru. Ce frumoasă a fost ziua aceea la Văratec. Ar fi putut urma și alții. A trecut fericirea pe lângă mine și noi am pus mâna în piept. Casa ei a stat toată ziua cu ferestrele închise și jaluzelele trase. M-am dus să o caut. Râdea și cânta Adela. Acum e întuneric și dezolare. Fosta n-a fost. Sau a fost vis. Jilțul de trestie care se sprijinea. O plinda prin care mi-a zâmbit în dimineața aceea îndepărtată. Fost. N-a fost. Să loc. filozofule al materiei și al forței. Am apucat drumul muntelui de unde fusesem de atâtea ori cu ea. Oglinda lacului, trâmplul acela răsturnat pe care am stat în noaptea aceea. De altă dată i-am chemat imaginea. Adela! 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 Dar imaginea n-a venit. Ah, dar ești în sfârșit ființa. Dacă am urcat și de pe deal s-a furișat o rază, risipind de peste plai un abur de aur, ca atunci pe ceahlău. Dar în curând raza se stinse în negurile tomnatece de pe înălțime. Ați ascultat Adela, dramatizare radiofonică după romanul cu același titlu de Garabet Ibrăileanu. Distribuția a fost următoarea: Emil Codrescu, Ștefan Iordache; Adela, Violeta Andrei; Doamna Me, Simona Bondoc; Timotin, Constantin Dinulescu; Doamna Timotin, Catița Ispas; Matilda, Violeta Berbiuc. În alte roluri: Alexandrina Halic, Marina Maican, Carmen Ionescu, Sorin Gheorghiu, Sergiu Demetriad, Boris Petrov, Valentina Livinț, Jean Reder, Alexandru Lungu, Ana Maria Halic, Crânguța Manea, Mircea Dascaliuc, Nicolae Crișu, Pompiliu Rădulescu. Asistența tehnică: Nina Dinescu și Mura Verdeș. Regia de studio: Ion Prodan. Regia muzicală: Timuș Alexandrescu. Regia tehnică: inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică: Cristian Munteanu.